seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Prima ședință a Parlamentului a durat astăzi mai puțin de o oră. După raportul Curții Constituționale și discursul Maiei Sandu, președintele interimar al PAS, Igor Grosu, a cerut o pauză de 3 zile. Deputatul PAS, Oazu Nantoi, a lipsit astăzi de la prima ședință a noului legislativ din cauza că a suferit în weekend un accident în timpul unui salt cu parașuta în Bulgaria. Doliu în lumea muzicii populare de la noi, soția maestrului Nicolae Vodgros, interpreta Lidia Bejenaru, a murit astăzi la vârsta de 68 de ani. După ce săptămâna trecută spunea că vine în Moldova pentru a se prezenta la audierile în dosarul verde de briliant, astăzi Gheorghe Cavcaliuc anunță că s-a răzgândit și nu mai vine. Prima ședință de constituire a noului legislativ a durat astăzi doar o oră după ce Curtea Constituțională și-a prezentat raportul, iar Maia Sandu și-a ținut discursul, care a durat aproximativ 40 de minute. Președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a cerut o pauză de 3 zile. Deputații din blocul comuniștilor și socialiștilor au protestat și au cerut ca ședința să continue, iar în timp ce PAS a părăsit sala. Când a intrat Maia Sandu în sala de ședințe, toată lumea s-a ridicat în picioare, cu excepția reprezentanților blocului comuniștilor și socialiștilor. Ședința a fost prezidată de deputatul PSRM Eduard Smirnov, care este cel mai vârstnic ales al poporului din actuala legislatură. Acesta a vorbit cam stâlcit în limba română. Ședința de constituire a Parlamentului de legislatură a 11 este deliberativă. Apoi, noii aleși ai poporului au onorat drapelul de stat. Ședința a continuat cu prezentarea raportului de către Curtea Constituțională. Vă urez succese veritabile în realizarea misiunii dumneavoastră cu respectarea strictă a Constituției Republicii Moldova. Apoi și-a ținut discursul președinta Maia Sandu. Din acest moment declar toleranță zero față de corupție, la orice nivel și în orice instituție. Legislativul are datoria să adopte legi clare pentru prevenirea și combaterea corupției. Șefa statului a criticat fosta componență a Parlamentului și a spus că are așteptări mari de la noul legislativ. Discursul său a durat mai mult de jumătate de ședință și părea să-i plictisească pe unii deputați. Aceștia se uitau în telefoane sau se legănau în fotolii, iar Eduard Smirnov și-a pus chiar și o cască într-o ureche. La sfârșitul discursului președintei, cei de la PAS au aplaudat furtunos, în timp ce celelalte formațiuni s-au abținut. Ulterior, se pare că președintele ședinței de astăzi a dat de gol scenariul de mai departe. O mică pauză. Domnul Grosu, poftim. Zis și făcut, Igor Grosu a anunțat o pauză de 3 zile. În numele deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate venim cu o propunere de a anunța o pauză și să revenim în ședință joi la orele 10. Socialiștii s-au arătat nemulțumiți de acest anunț și au spus că nu sunt de acord cu propunerea celor de la PAS. Noi nu înțelegem pentru cine ați întrunit astăzi. Fiți responsabili, unde plecați, colegi? Anunță pauză până la joi, ora 10. Reprezentanții blocului comuniștilor și socialiștilor au criticat discursul șefei statului și i-au acuzat pe cei de la PAS că au încălcat regulamentul Parlamentului. Deoarece urma să declarăm astăzi constituirea fracțiunilor parlamentare, urma să mergem pe proceduri juridice și urma că Parlamentul să devină funcțional. Am asistat la un discurs electoral. Președintele Republicii nu are dreptul constituțional să pui sarcini în Parlamentul lui. E până acum n-a citit Constituția, fata asta.
Și cei de la Partidul Șor s-au arătat nedumeriți. Мы были готовы сегодня к максимальной работе, решению всех процедурных вопросов. Поэтому мы тоже остались в недоумении. Igor Grosu a spus ulterior că reprezentanții celor două formațiuni au știut că așa va fi ședința de astăzi, precizând că PAS a respectat legea. Deși regulamentul Parlamentului prevede 10 zile pentru constituirea fracțiunilor, am rugat respectuos să ne mobilizăm într-un timp mai scurt, de azi până joi, să discutăm componența nominală a biroului permanent. Fostul președinte al Curții Constituționale a confirmat că nu a fost încălcată nicio lege și afirmă că nemulțumirile față de pauza luată în Parlament. Fostul președinte al Curții Constituționale a confirmat că nu a fost încălcată legea și afirmă că nemulțumirile față de pauza luată de Parlament nu sunt justificate. După ce a lipsit din legislativ timp de mai bine de 2 ani, Vladimir Voronin a fost huiduit astăzi la revenire. Liderul PCRM, care susține că nu i-a fost dor de fotoliul de deputat, a fost adus cu un Mercedes, despre care spune că i-a fost pus la dispoziție de stat. Cei de la PAS au venit astăzi împreună cu toată echipa, au făcut o poză pe scările legislativului, iar apoi au mers să-și ocupe locurile în sală. V-a fost dor de fotoliul de deputat? Nu. Activista Maria Olaru l-a huiduit pe Vladimir Voronin din momentul când acesta și-a făcut apariția la Parlament. Liderul comuniștilor a venit cu un Mercedes care i-a fost pus la dispoziție de stat, spune el. Fiecare președinte a Republicii Moldova au așa automobile și Snegur și Lucinski și Timofte. Așa, asta e scris în regulament, nu e hotărât de mine. Marina Tauber de la Partidul Șor a venit singură. Ea nu a vrut să ne spună unde se află liderul formațiunii care este fugar după ce a fost condamnat la închisoare pentru implicare în furtul miliardului. A vorbit însă despre prioritățile partidului din care face parte. Cea mai importantă întrebare o să fie, desigur că recuperarea miliardului. În 2019, Tauber a adus cu ea la prima ședință un parasolar. Vreau să mă protejez de acest bloc, de bloc acum. De data aceasta ați venit fără parasolar? Ce? O să vedem. O să vedem cu ce am venit de data aceasta. Dar precis că cu dispoziție bună, cu zâmbetul pe buze. Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate nu au intrat în legislativ până când nu s-a adunat toată echipa. Am zis să venim toți împreună. Mă sunt mulți deputați novici, hai zic așa. Probabil prima dată vor intra în această clădire și am zis să ne întâlnim într-un spațiu public și de acolo să venim împreună la prima ședință a Parlamentului. Veniți în acest fel doar la prima ședință sau veți veni și la celelalte împreună cu toate? La prima. Ulterior, cei de la PAS au făcut o poză pe scările din fața legislativului și au mers să-și ocupe locurile. De la ședința de astăzi au lipsit 10 deputați, cei mai mulți fiind de la PAS. Nu a fost nici Igor Dodon și Ilan Șor. Socialiștii nu au vrut să ne spună unde se află liderul lor, iar cei de la Partidul Șor au declarat că șeful lor va veni în țară atunci când îi va fi ridicat mandatul de arest. Între timp, reprezentanții PAS spun că joi vor anunța cine va conduce noul guvern. Colega noastră, Daniela Andreev, care a urmărit ședința de astăzi, vine cu detalii. Daniela, bună seara! Bună seara, Tatiana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Astăzi, președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate ne-a spus că în cadrul echipei sale s-a decis deja cine va fi următorul prim-ministru al Republicii Moldova. Totuși, acesta a evitat să ne dea un nume, precizând că îl vom afla joi după ce vor fi constituite fracțiunile și organele de lucru ale Parlamentului. Cunoaștem însă din unele surse din cadrul PAS că șefia următorului executiv îi va reveni Nataliei Gavriliță. Potrivit legii, candidatul la funcția de prim-ministru se înaintează după consultările fracțiunilor cu președintele țării. Reprezentanții instituției prezidențiale însă ne-au spus astăzi că Maia Sandu nu are încă programată o zi pentru aceste discuții.
Întrebat dacă el va fi următorul președinte al Parlamentului, Igor Grosu ne-a spus doar că el rămâne în legislativ și că joi vom afla cine va prelua șefia acestuia. Cam atât la acest subiect, Tatiana. Daniela, îți mulțumesc. Cei care vin sau pleacă din țară cu avionul pot de astăzi să se imunizeze chiar la aeroportul internațional Chișinău. Acolo a fost deschis un centru de imunizare. Am decis să mă imunizez și eu ca să facem o imunitate de grup, o imunitate colectivă să avem oarecare ca să putem să depășim starea actuală care nu cred că este plăcut pentru nimeni. Autoritățile afirmă că și angajații aeroportului, dar și cei ai companiilor aeriene se pot imuniza acolo. Ce tipuri de vaccinuri sunt disponibile, aflați la știri. Oazul Antoi a suferit un accident în Bulgaria în urma unui salt cu parașuta. Deputatul PAS a fost adus la Chișinău în această dimineață cu un echipaj terestru smurd și este internat în secția de chirurgie spinală a Institutului de Medicină Urgentă. Medicii spun că deputatul se simte relativ bine și este conștient, iar starea lui este satisfăcătoare. Despre accident a anunțat aseară pe rețelele de socializare un jurnalist român, Petru Cleș, care a menționat că deputatul este în stare gravă și urmează să fie adus în Moldova cu un echipaj smurt. Potrivit IGSU, politicianul a ajuns la Chișinău din Bulgaria în această dimineață la ora 3, iar operațiunea a durat 48 de ore. Intervenția terestră transfrontalieră a fost efectuată de un echipaj de medici și paramedici smurt. Pe parcursul drumului, persoana a fost strict monitorizată de echipa calificată, fără de a suporta complicații. Oazul Antoi a fost internat în secția chirurgie spinală de la Institutul de Medicină Urgentă. Șeful departamentului ne-a spus azi dimineață că starea deputatului este stabilă. Este conștient, discută, vorbește. A venit cu smurdul tocmai din Bulgaria, distanța este foarte mare, este obosit. Victor Ungureanu ne-a spus că nu ne poate oferi prea multe detalii despre starea pacientului, invocând protecția datelor cu caracter personal. Totuși, acesta a precizat că urmează să efectueze mai multe investigații pentru a stabili ce traumatisme a suferit deputatul. Domnul deputat a fost adus în stare relativ satisfăcătoare, simte relativ bine, starea nu s-a schimbat, la moment este în proces de investigare cu care s-a început noaptea și continuă și acum, sunt programate diferite examinări. Oazul Antoi a răspuns la apelurile noastre, dar a precizat că vrea să se reabiliteze și că nu va oferi detalii prin telefon. Acesta a scris însă o postare despre accident pe rețelele de socializare. Deputatul a menționat că totul s-a întâmplat în timp ce participa la o competiție și că a suferit o traumă în timpul aterizării. Deoarece caracterul traumei nu mi-a permis să revin în Moldova la volanul propriei mașini, am apelat la asistența unui echipaj smurt terestru. Investigațiile adiționale în Chișinău au relevat că trauma nu e gravă, iar reabilitarea ar putea fi mai scurtă decât s-a crezut inițial, a precizat deputatul. Accidentul s-a produs în regiunea Montana din Bulgaria, sâmbătă, pe 24 iulie. Între timp, membrii Federației de Parașutism din Moldova vin cu detalii despre accidentul din Bulgaria. Aceștia au declarat pentru ProTV că Oazul Antoi participa la Cupa Europei de Est la parașutism când s-a întâmplat totul. Deputatul și-a fracturat coloana vertebrală la aterizare din cauza unei turbulențe a curenților de aer. Secretarul Federației spune că la a treia etapă a competiției Precizia Aterizări de la Cupa Europei de Est, care s-a desfășurat în Bulgaria, au participat 3 parașutiști din Moldova, printre care și Oazul Antoi, care are 73 de ani. На шестом прыжке Oazul Antoi попал в турбулентность. Там резкое изменение ветра при приземлении и получил травму позвоночника. Надеемся, что 2-3 недельки пойдет работать в парламент. Igor Zabrian a menționat că deputatul PAS nu a sărit o perioadă îndelungată cu parașuta, dar a revenit recent la acest sport extrem. У него был перерыв, он где-то в 80-х годах прыгал. Потом он опять пришел к нам в 2004 году. И с 2004 года он активно прыгает и принимает участие у нас во всех чемпионатах международных. Iar anul trecut, Oazul Antoi a efectuat cel de-al 2000-lea salt cu parașuta. Сейчас где-то у него 2-2100 прыжков. У нас по выходным прыжки, суббота, воскресенье. Сезон у нас где-то с апреля по октябрь. Депутатul Oazul Antoi practică parașutismul din anul 1966, dar a făcut o pauză de 31 de ani după ce a suferit o traumă. În 2004 a revenit la Federația de Parașutism, unde acum este vicepreședinte.
Dat în căutare națională, în dosarul verde de briliant, Gheorghe Cafcaliuc anunță că nu mai revine în țară. Liderul Partidului Pace, care s-ar afla acum în Ungaria, susține că s-a răzgândit deoarece contestațiile depuse de el nu au fost examinate. El cere să-i fie schimbat procurorul de caz, invocând conflicte de interese. Până la emiterea deciziei de către organele ierarhice superioare pe contestațiile înaintate de noi, dar și până la recuzarea dumneavoastră în calitate de procuror pe acest caz, sunt să mă voi informez că mă voi afla la locul meu permanent de muncă. A anunțat astăzi printr-un filmuleț postat pe Facebook Gheorghe Cafcaliuc, deși nu vine la audieri, liderul Partidului Pace insistă că nu fuge de justiție. Sunt să menționez că nu m-am eschivat, nu mă eschivez și nu mă voi eschiva. Săptămâna trecută însă Cafcaliuc afirma că vine în Moldova și că se va prezenta în fața magistraților care examinează dosarul verde de briliant. Chiar în aceste momente sunt cu familia în drum spre casă. Acum 3 săptămâni procurorii anunțau că Gheorghe Cafcaliuc este așteptat la procuratura din Sângerei pentru a fi audiat în dosarul verde de briliant, el însă așa și nu s-a prezentat. La scurt timp, 4 membri ai partidului au fost trimiși în judecată pentru huliganism, iar președintele formațiunii a fost anunțat în căutare națională. Incidentul s-a produs pe 6 aprilie curent, când mai mulți membri ai Partidului Pace l-au stropit cu verde de briliant pe președintele raionului Sângerei, care ulterior a avut nevoie de spitalizare ca urmare a leziunilor primite. Pentru aceste acțiuni, legislația prevede amendă sau până la 5 ani de închisoare. Lumea muzicii populare este în doliu. Azi dimineață s-a stins din viață interpreta de muzică populară Lilia Bejenaru, soția lui Nicolae Botgros și solista orchestrei Lăutarii. Îndrăgita interpretă a fost răpusă de cancer. Viață, viață, dragă mie, și mă mi-ai plăcut, dar pe toți ne păcălești, eu muci-o fi. Interpreta a decedat în această dimineață în jurul orei 6 într-un spital privat din Chișinău. Anunțul a fost făcut de directorul Palatului Național Nicolae Sulac, Andrei Locoman. La începutul lunii iulie am văzut-o și urma să interneze pentru intervenție. Iată că a ajuns unde s-a ajuns. Interpreta suferea de cancer la colon, iar alături până la ultima suflare i-a fost soțul său, maestrul Nicolae Botgros. Lasă el! Colegii interpretei își amintesc cu lacrimi în ochi despre ultima întâlnire cu ea. Am stat la aceeași masă cu doamna Lidia și am mai schimbat câteva vorbe. Vreau să vă spun că ea și atunci era foarte, deci așa mai avea grijă de sănătate, stătea mai retras un pic. Ea a fost o femeie care l-a susținut întotdeauna pe maestru. A fost o femeie care și l-a încurajat prin susținerea ei. În ultimul interviu pe care l-a oferit pentru ProTV, interpreta ne-a spus care este secretul unei cariere muzicale de succes. Păi, să iubește ce-i ce faci. Lidia Bejenaru a apărut ultima dată în fața publicului la concertul organizat în cinstea soțului său, maestru Nicolae Botgros, în luna ianuarie. Lidia Bejenaru și-a început cariera ca solistă în Orchestra Mugurel, iar din 1979 a activat în Orchestra Lăutarii, condusă de Nicolae Botgros, cu care s-a căsătorit în 1971. În luna octombrie acestui an, soții urmau să sărbătorească nunta de aur. Cuplul Botgros are un singur fiu, violistul Corneliu Botgros. În 1993, interpreta a fost decorată prin decret prezidențial cu medalia Meritul Civic pentru merite în domeniul muzicii. De la cod verde la cod galben de alertă epidemiologică în capitală se întâmplă după ce în ultimele 2 săptămâni s-a înregistrat un număr mai mare de infectări cu coronavirus. Despre asta au anunțat astăzi autoritățile municipale în cadrul ședinței săptămânale a primăriei. Chiar și așa, responsabilii din sănătate nu anunță deocamdată restricții noi. În ultimele 2 săptămâni se atestă o creștere a numărului de infectări, spune responsabilii din sănătate din cadrul primăriei capitalei. Așadar, se revine la codul galben, nu și la restricții mai dure. Sunt măsuri noi pentru codul galben? Măsurile, ele sunt foarte bune, scrise pe hârtie. Astfel, măsurile de protecție valabile pentru codul verde de COVID-19 rămân deocamdată în vigoare și pentru codul galben. Este vorba despre purtarea corectă a măștilor de protecție în spațiile închise, cum ar fi birouri, magazine,
magazine, centre comerciale, stațiile de așteptare a transportului public. Totodată, oamenii sunt îndemnați să evite locurile sau evenimentele aglomerate, precum și să respecte distanța fizică. Autoritățile mizează pe faptul că organele competente vor avea grijă ca cetățenii să respecte măsurile antiepidemice și vor aplica amenzi în caz contrar. Devenim ferm spre un nou val care va fi mult mai tragic. Cu siguranță noi avem preponderent deja în Moldova doar tulpina delta. De aceea trebuie să fim foarte îngrijorați de ce va urma. Iar pentru asta oamenii sunt îndemnați să se vaccineze. Astăzi înregistrăm alte 89 cazuri noi de îmbolnăviri cu COVID-19, dintre care 3 sunt de import. Un punct de vaccinare a fost deschis astăzi la aeroportul internațional Chișinău. Acolo pot primi preparatul cetățenii moldoveni care vin sau pleacă din țară, dar și străinii care au vize de reședință în Republica Moldova. Autoritățile spun că au ales această locație, deoarece acolo fluxul de oameni este mare și speră astfel să crească rata de imunizare. Punctul de vaccinare a fost amplasat între sala de sosire și plecare a aeroportului, așa cum aici este fluxul mai mare de persoane. După ce omul este consultat la medic, acesta își înregistrează datele personale, iar ulterior pleacă în cabina de vaccinare. Printre primii a venit să se imunizeze Sergiu Turețchi, care este angajat al aeroportului. Am decis să mă imunizez și eu ca să facem o imunitate de grup, o imunitate colectivă să avem oarecare, ca să putem să depășim starea actuală, care nu cred că este plăcut pentru nimeni. Au venit să se imunizeze la aeroport și cei care locuiesc în preajmă. Почему раньше не вакцинировались? Нет, как ты? Я не болел, слава богу, нормально. Medicul care examinează pacientul decide dacă vaccinarea îi este recomandată. Dacă au fost în anterior reacții ca tip șoc anafilactic sau reacții pronunțate alergice, este contraindicat. Punctul de vaccinare va activa de la ora 8 dimineața până la ora 21 timp de 3 săptămâni. Ulterior, graficul ar putea să fie modificat. Pentru acest centru au fost alocate 3 tipuri de vaccin, Pfizer, Johnson & Johnson și AstraZeneca, iar personalul responsabil de administrarea preparatului a fost delegat de câteva spitale din capitală. Care au experiență de vaccinare în cadrul instituțiilor de unde ei vin. Potrivit autorităților din sănătate, aici se pot imuniza cetățenii moldoveni care sosesc sau pleacă din țară, fie persoanele străine care au viză de reședință în țara noastră. Până la moment au beneficiat de vaccin atât și cetățenii care au plecat, au venit și personalul din cadrul aeroportului internațional, inclusiv personalul din cadrul echipajelor. Între timp, la ieșeile la care se verifică documentele s-au format cozi. La plecări, zeci de oameni care au fost acasă în vacanță se înghesuiau să treacă de verificări și să ajungă în țările în care s-au stabilit. În Germania și deja acolo considerăm că e casa noastră. Este frică de varianta Delta, despre circulația dintr-o țară în alta? Un pic, da. Un pic mi-este frică, deoarece... Nu știu, nu putem vizita părinții, asta e frica cea mai mare. Și la sosiri, fluxul de oameni era mare. Cu bagajele pline, moldovenii reveneau din vacanță după ce s-au odihnit în Turcia. Majoritatea oamenilor spun că au plecat deja imunizați și că s-au simțit în siguranță acolo. A fost ok, n-a fost rău. Soare mult. Hotelul este dotat cu de toate, dezinfectant, absolut tot, este ok. Potrivit noilor restricții, moldovenii care vin în țară sunt nevoiți să prezinte un certificat de imunizare sau testul negativ la COVID, ca să nu fie plasați în carantină pentru 14 zile. Până acum în țara noastră au fost deschise peste 350 de puncte de vaccinare. Varianta Delta SARS-CoV-2 se răspândește rapid în Europa și a devenit tulpina dominantă în mare parte a acestei regiuni, anunță Centrul European de Prevenție și Controlul Bolilor. În Turcia, o destinație de vacanță preferată de moldoveni, numărul cazurilor s-a triplat față de acum 3 săptămâni. Între timp, în Franța, Parlamentul a aprobat pașaportul sanitar pentru accesul în restaurante și obligația de vaccinare pentru tot personalul medical, în ciuda protestelor de stradă. Parlamentul francez a adoptat definitiv aseară, după mai multe controverse, pașaportul sanitar. Se întâmplă după ce mii de francezi au manifestat și în acest weekend împotriva folosirii acestuia pentru accesul în restaurante, forțele de ordine fiind nevoite să folosească gaze lacrimogene.
Sub presiunea străzii, Parlamentul francez a decis totuși că persoanele care nu vor respecta obligația de a se vaccina nu vor fi concediate, ci vor primi o suspendare de salariu. Pașaportul sanitar extins ar urma să fie aplicat în Franța de la început de august, în condițiile unei creșteri a contaminărilor cauzate de propagarea variantei Delta a coronavirusului. Proteste față de permisul sanitar au avut loc și la Roma. Italia va introduce din 6 august un permis de sănătate obligatoriu pentru acces în locuri cu spații închise. În Irlanda, restaurantele, cafenelele și barurile pot, începând de astăzi, să primească din nou clienți în spațiile lor interioare, condiția fiind ca aceștia să prezinte un pașaport de vaccinare împotriva COVID-19. Această decizie a scos oamenii în stradă. Mii de persoane au manifestat în acest weekend în fața reședinței din Dublin a prim-ministrului irlandez. Totuși, vaccinarea anti-COVID-19 a fost acceptată pe scară largă în Irlanda, peste 68% din populația adultă primind deja ambele doze. Între timp, Israelul, unde varianta Delta este tulpina dominantă, anunță că Pfizer are o eficiență de doar 39% în prevenirea infecțiilor, dar oferă în continuare o protecție puternică împotriva formelor severe de boală și a spitalizării. Un studiu publicat de New England Journal of Medicine, citat de Reuters, arată că două doze de vaccin COVID-19, Pfizer sau AstraZeneca, sunt aproape la fel de eficiente împotriva variantei de coronavirus Delta, extrem de transmisibilă. După cursa feroviară Bălți-Rogojeni, astăzi a fost sistată și cea care circulă de la Bălți la Ungheni. Asta i-a nemulțumit pe locuitorii orașului. Oamenii pentru asta care cu lucru, ori ceva, eu ce vrei om, dacă este если я циркула по нему, требует циркуль. Плохо. А потому что даже добраться, оно все-таки как бы и дешевле чуть-чуть. Ну и можно и отдохнуть. Ce explicații au responsabilii de la întreprinderea calaferată Bălți? Vă spunem imediat asta. O femeie a murit după ce a fost lovită astăzi de un automobil în timp ce traversa strada regulamentar. La volanul mașinii se afla un bărbat care le-a spus polițiștilor că nu a observat-o. Șoferul a fost reținut, iar pe numele lui a fost pornit un proces penal. Accidentul s-a produs pe această trecere de pietoni din sectorul Ciocan al capitalei. Femeia a reușit să facă doar câțiva pași când autoturismul a dat peste ea. Impactul a fost mortal. Acest bărbat spune că a văzut cum s-a produs accidentul. La ce oră s-a întâmplat? La oră de 1 între 2. Au fost ceva sunete, gălăgie sau o lovitură puternică? Era liniște. Era liniște. Noi, pur și simplu, între oameni, era eu că a murit o femeie. Da. Cupsu-o în ambulanță și vreau să o scăp și nu pot să o scăp și nu. Potrivit poliției, femeia de 66 de ani a fost lovită de un automobil de marca Toyota. Polițiștii au stabilit că automobilul Toyota, ce era condus de bărbat în vârstă de 69 de ani, a tamponat o femeie pe trecerea de pietoni. Cei care traversează des această trecere de pietoni, care nu are semafor, susțin că o fac mereu în grabă, deoarece șoferii nu prea se opresc și claxonează atunci când pășesc pe ea. E cam cu frică, dar ce să facem? Este o leacă. Crezi că poate ar fi mai bine de instalat un semafor pentru pietoni? Desigur. Anterior, în cadrul campaniei Ucigași pe treceri de pietoni, ProTV a cerut printr-un demers Guvernului și Parlamentului ca șoferilor care nu acordă prioritate pe treceri să le fie suspendat dreptul de a conduce și să fie amendați. Autoritățile nu au dat curs solicitării. Un instructor auto a fost prins beat criță la volanul unei mașini care aparține școlii auto la care acesta activează. Așteptăm. Cât a dat acolo? În urma testării alcool scopice s-a demonstrat că limita de alcool admisibilă din sânge era depășită de 5 ori. Potrivit oamenilor legii, acesta se afla în afara orelor de muncă. Nu este clar deocamdată ce riscă instructorul, el fiind cercetat în libertate. El a fost stopat ieri de polițiști pe șoseaua dintre Vadului Vode și Chișinău, dar poliția a anunțat abia astăzi despre incident.
Ultima cursă feroviară Bălți-Ungheni, deservită de filiala Calea Ferată Bălți, a fost suspendată. Astăzi se întâmplă la doar câteva zile de la sistarea celei care opera pe ruta Bălți-Rogojeni. Șeful întreprinderii din Bălți ne-a spus că la mijloc sunt niște probleme tehnice temporare, fără a oferi alte detalii. Pe oamenii pentru care aceste curse erau unica modalitate de a se deplasa în alte localități, decizia că de astăzi trenurile nu mai circulă i-a nemulțumit. Oamenii pentru asta care cu lucru, ori cu ceva, eu ce vrei om, dacă este să aș circula până mult, trebuie să circul. Плохо. А потому что даже добраться, оно все-таки как бы дешевле чуть-чуть, ну и можно и отдохнуть. Trebuie să circul, că lumea este care poate de plătit, dar poate și nu are mare posibilitate să plătească. Trebuie să circulă. Cei care făceau naveta cu trenul spun că acum le va fi dificil să ajungă la destinație. Oamenii este mult. Mult are care trăiești pe satele. Iar la Ungheni, la Ochniță, la Rogojeni, la Râmniță, peste drumul sunt lumea. Trăiești, satele sunt. Tot de una tot viața lumea merge cu trenurile. Da, am o scos. Și azi leta și totul imei tam izbitoc, brânză, mesă, privozit, prodăiut. Săptămâna trecută și cursa Bălți-Rogojeni și-a asistat activitatea din motive neclare. Șeful filialei căii ferate din Bălți ne-a spus astăzi că acest lucru s-a întâmplat din cauza unor probleme tehnice, fără a menționa care sunt acestea. În ultimele luni, mai mulți angajați ai CFM au protestat din cauza că nu și-au primit salariile. Anterior, întreprinderii i-au fost blocate conturile după ce s-a aflat că în perioada 2018-2019 calea ferată a fost administrată defectuos, lucru care s-a soldat cu prejudicii de milioane de lei. Incendiile de vegetație care nu mai contenesc în Siberia reactivează îngrijorarea globală cu privire la soarta stratului de sol înghețat care acoperă aproape un sfert din emisfera nordică. And I think in the next few decades, 2-3 decades at most, I think majority of permafrost here in the Arctic will start to degrade. Ce este permafrostul și ce se va întâmpla dacă dispare, aflați imediat la știri. Carnagiu pe o autostradă din Croația, 10 persoane și-au pierdut viața, iar 45 au fost rănite după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat. Șoferul a adormit la volan, iar autobuzul a ieșit de pe carosabil. Șeful poliției locale spune că accidentul este unul dintre cele mai grave pe care l-a văzut vreodată. În vehicul se aflau 69 de persoane, între care și cei doi șoferi. Unul a murit pe loc în urma impactului, iar al doilea a fost arestat pentru conducere imprudentă. Acesta a recunoscut că a adormit la volan. Toate persoanele din autocar erau din Kosovo și se întorceau acasă din Germania. Printre pasageri se numărau și 15 copii. Președintele Vladimir Putin dă asigurări că flota rusă este capabilă să depisteze și să distrugă orice țintă. Liderul de la Kremlin a făcut aceste afirmații cu ocazia unei parade navale la care a asistat ieri la Sankt Petersburg. Putin s-a lăudat cu sisteme de apărare care nu au echivalent în lume și care continuă să fie îmbunătățite cu succes. În discursul rostit la parada anuală a flotei ruse pe râul Neva la Sankt Petersburg, Putin a lăudat flota rusă capabilă să distrugă orice țintă. Сегодня у военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар. Pe fondul tensiunilor puternice cu Occidentul, Vladimir Putin a lăudat noile arme concepute de țara sa în ultimii ani, pe care le numește invincibile. Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав. Прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. Обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно
Printre ele figurează racheta hipersonică de nouă generație Avangard, capabilă să își schimbe cursul și altitudinea și care a intrat în serviciul armatei ruse în decembrie 2019, sau racheta Zircon testată cu succes în iulie. Multe alte arme, cum ar fi racheta hipersonică Kinjal pentru forțele aeriene și racheta cu propulsie nucleară Burevestnik, sunt în curs de dezvoltare. Sistemele de apărare antiaeriană de ultimul tip S-500, prezentate drept fără echivalent în lume, au fost testate cu succes pe 20 iulie. Ne fuge pământul de sub picioare la propriu. Incendiile de vegetație din Siberia, care nu mai contenesc de mai bine de o lună, ar putea activa o uriașă bombă cu ceas. Acolo, în solul înghețat, timp de mii de ani, se află 1500 de miliarde de tone de dioxid de carbon, aproape dublu față de cât se găsește acum în atmosferă. Eliberarea acestui alături de gazul metan ar arunca planeta în haos. În localitatea Cerski, de pe malul râului Calăma din Arcticul rusesc, temperatura medie crește într-un ritm de 2-3 ori mai rapid decât în restul planetei. Urmările acestei încălziri sunt catastrofale pentru permafrost. Pe măsură ce încălzirea se accelerează, permafrostul degradează și provoacă eroziunea solului și a coastei și eliberează în atmosferă gaze cu efect de seră, dioxid de carbon și metan. When I was a kid, temperature of permafrost, temperature of ground, this ground, on average, was minus 6 centigrade. Now it's minus 3 and even warmer. And in the warm years, it's going almost close to zero. And I think in the next few decades, 2-3 decades at most, I think majority of permafrost here in the Arctic will start to degrade. Eroziunea solului scoate la lumină comori îngropate de zeci de mii de ani. That's a big bone of some, leg bone of some mammoth. Of a mammoth? Yeah. How do you know? The size. So only mammoths could have such bone. În permafrost este mai mult carbon decât în toată atmosfera și vegetația planetei, 1400 de gigatone, astfel spus 1400 de miliarde de tone. That's the pure ice. 50% of this sediment is not carbon. It's ice. And ice is melting rapidly. Ice is mixing with these sediments and turning them into mud. Pescarii foloseau odinioară peșterile din permafrost pe post de depozite. These roots are essentially plants that were frozen in the soil at the time when the mammoths were roaming the grasslands up above. But as this stuff thaws, this decomposes and greenhouse gases are emitted into the atmosphere, methane and CO2, and that warms up the planet further. Cercetătorul are o soluție să populeze zona cu milioane de animale ierbivore care să scormonească și să topească zăpada în căutare de hrană. În mod contraintuitiv, zăpada este cea care captează înăuntru căldura și împiedică frigul să pătrundă până la stratul de permafrost. Yes, you know, crazy scientists from Russia want to bring what? Millions of animals. Până una alta, în Cerski, soarele e roșiatic din cauza focurilor care purjolesc Siberia de săptămâni întregi. Incendiile trimit și mai mult carbon în atmosferă și încălzesc mai rău permafrostul. Un cerc vicios care subliniază exemplar criza climatică. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 0222136645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă să aveți!